Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. După o mică pauză, revenim în studio pentru dumneavoastră cu teme importante și cu informații pe care trebuie să o cunoașteți. De mult vroiam să vorbesc despre noi, femeile. Sigur că mai bine despre femei decât a spus poetul femeilor Dumitru Matkovski, n-o să spun. Și nici nu e nevoie și nici consider eu posibil de spus. Vă amintiți? Mai regină decât floarea, mai cu minte ca poemul, mai deșteaptă ca povața, mai de april ca primăvara, dar în același timp și mai amară ca pelinul, mai cumplită ca blestemul. Doar femeia poate fi. Adevărat, regine suntem când suntem iubite, povață suntem când suntem mamă, primăvară și floare când ni-s sănătoși copiii, dar devenim cumplite când suntem trădate, blestem când suntem înșelate și umilite, pelin pentru cei care văd în noi doar obiect decorativ, fără suflet și inimă. Suntem bune, dar suntem și rele. Suntem luptătoare. Luptăm, luptăm zi de zi și iar luptăm. Mai întâi pentru dragoste, apoi pentru copii, și mai apoi pentru familie, ca până la urmă să luptăm și pentru ei, de fapt în locul lor uneori. Pentru că ne pomenim la un moment dat mai puternice decât ei. Noi, dragile mele, am demonstrat-o de mult că suntem mai rezistente, mai înțelepte, mai hotărâte și mai perseverente, dar din păcate nu și emancipate. Libere în sensul absolut al noțiunii. Mă deranjează până la lacrimi când aud afirmații cum se luptă cu femeile, dar cu politicianul femeie, conducătorul, businessmanul, postul cu tare și cu tare, etc., pe care îl ocupă o femeie. De parcă devenim toate acestea automat, încetăm a mai fi o femeie. De parcă funcția sau postul cineva ne l-a dăruit în schimbul sfântului nume de zeie, vorba poetului. Urmăream zilele trecute cu câtă înverșunare, dar mai ales cu câtă lașitate s-au aruncat unii asupra unei femei, numai pentru faptul că de voie sau de nevoie s-a pomenit în jilțul unui bărbat. Mesajul lor era simplu. Cum de-a îndrăznit? Păcat! Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, în același timp atât de mică și de floare. Uită unii îndemnul. Și atunci, ce rămâne de făcut? Să fim puternice, să nu ne vindem oftatul, dar nici al face refren să nu îngăduim. Da, dragi telespectatori, da, astăzi vorbim despre femeie. Femeie politician, femeie cu meserii masculine, despre misoginism, egalitate de gen și despre stereotipuri. Vă prezint invitații din această seară din studio. Alina Chircă, primar de Greblești, Raionul Strășeni. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Leona, da. Chircu. Chircu. Aha. Super tare. mă iertați. Nighina Azizov, coordonatarea turului de ascultare Vocile Femeilor din Moldova. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și mersi pentru invitație. Da, cu dumneavoastră am făcut cunoștință la o lecție publică dedicată domnului Victor Sa. Saca, da. Da, e adevărat. Da. Deci, și după aceea am mai discutat și pe alte teme. Femeile puternice se leagă, așa, se intersectează în viață. De acord. Vreau să discutăm astăzi care este rolul femeii în societatea Republicii Moldova și să începem cu femeia politician, pentru că unele partide au declarat în campanie electorală că egalitatea de gen este prioritară și că în politică la noi ar fi bine să fie mai multe femei. Până la urmă nu știu dacă s-a reușit, acest proces este foarte lent, apropo și în România și în Europa se declară lucrurile, dar procesul devine mai lent. Nu înțeleg din ce cauză, îmi veți spune dumneavoastră. Cum considerați? Avem și două materiale pregătite astăzi, stimați telespectatori, și acolo oamenii din stradă, oamenii pe care i-am intervievat, ne spun despre ce cred ei că este o femeie politician și dacă le recunosc în momentul în care le-am prezentat fotografia acestor femei. Doamna Azizov, spuneți-mi, dumneavoastră v-ați întâlnit mai des cu femeile deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt multe, puține, după un
sondaj, un studiu, noi avem 22,2% de femei în Parlament. Da, din punctul meu de vedere este foarte important ca în orice să existe un echilibru și soluția perfectă ar fi să avem 40-50, de ce nu 60% de femei în Parlament, în guvern, în administrațiile publice locale. Dar cifrele arată ceea ce avem. Într-adevăr, participarea echilibrată atât a bărbaților cât și femeilor în procesele politice ar aduce mai multă bunăstare, în primul rând, cetățenilor, deoarece este demonstrat faptul că acolo unde guvernează o femeie, și cetățenii se simt mai satisfăcuți de serviciile acordate, și localitatea este mai prosperă și, în general, femeile în politică aduc mai multe soluții și mai puține conflicte. Uh-huh. Astea arată și sondajele, și cercetările, și desigur că femeile deputate de Republica Moldova sunt membre a unor partide politice, dar în același moment sunt alese de cetățeni. Uh-huh. Și în acest context este foarte important ca ele să reprezinte doleanțele cetățenilor. Și eu mă bucur că avem în jur de 22% de femei deputate, dar mi-aș dori să fie mai multe. Da? De ce? Dar aceste 22% sunt active? Cum considerați dumneavoastră? Eu am muncit cu deputate din Parlamentul Republicii Moldova și consider că sunt suficient de active, suficient de implicate în diferite activități și au o mai mare credibilitate în fața cetățeanului. Uh-huh. Când merg în audiențe cu cetățenii, deci sunt întrebate deseori ceea ce mi se pare că iarăși este un stereotip despre problemele sociale, problemele de sănătate, mai puțin despre subiecte ce țin de securitate, uh-huh. ce țin de dar aspecte... Dar întrebări la care am putea răspunde cu mult mai multă vehemență desigur, și desigur, cunoștință. Desigur. Sigur că sunt anumite inițiative legislative care sunt promovate de femei cu foarte mult succes, fiindcă ele știu cum să negocieze anumite lucruri și asta cred că ar aduce un echilibru absolut în tot. Fiindcă când un bărbat candidează la o funcție, uh-huh. și când o femeie candidează la o funcție, avem și exemplul alegerilor prezidențiale, deci bărbatul este ok, că are familie și nu știu ce, femeia din start este etichetată, că nu are familie, că nu a avut capacitate. Stereotipurile care sunt exact. Mai presus decât realitățile. Exact. Și... Dragă doamne, suntem în secolul 21. Și acesta este un mare impediment în realizarea drepturilor fundamentale ale femeilor, fiindcă avem femei active care vor și pot să participe la procesul decizional. Doamna Chircu, dumneavoastră sunteți un primar care, înainte de a deveni primar, ați fost inspector inferior de patrulare, subofițer. Și oricum ați îmbrățișat o meserie masculină, într-un fel sau altul, așa. Cum a venit această idee să mergeți, să zicem, în primăriță sau în politică? Că este o trambulină, un început de a merge în continuare și în politica mare. Da, eram implicat într-o carieră de polițist, eram cu o funcție care mai des se întâlnește la bărbați. Era o meserie care o făceam cu plăcere și cu dăruire și atunci când a venit propunerea să mergem în alegeri pentru a fi primar de Grâblești, atunci am spus, de ce nu, hai să încercăm să o facem și pe aceasta. Dar de Baștină sunteți din Grâblești? De Baștină sunt din satul Grâblești, acolo sunt părinții mei, acum trăiesc acolo. Pe logic, trebuie să fiți la fața locului unde se întâmplă, unde fierbe viața și satului. Atunci când am venit în calitate de candidat în primăria Grâblești, atunci eram în trecere cu un bărbat, care a fost și dumnealui primar în două mandate. A fost așa o competență destul de sănătoasă și o concurență destul de bună. Și dumneavoastră fiind pentru prima dată, ați câștigat. Înseamnă că atunci în ce au avut încredere sătenii dumneavoastră? Când un primar vine în funcție, contează cine vine, normal că este foarte important,
contează și echipa pe care o are, fiindcă se lucrează în echipă, se muncește foarte mult și la imagini și la scopuri și la lucrurile care vor fi, vor fi efectuate în sat și la cele ce reformele care vrem să le facem la nivel local, de fapt să le spun așa, un fel de reforme. A fost complicat, în turul 2 a fost și mai greu, fiindcă în primul tur eram două doamne și un bărbat și în turul 2 am ieșit 1-1 cu un bărbat. Foarte interesant. Până la urmă, în Greblești, femeia a câștigat. Destul de interesant, destul de palpitant, așa a fost, cum spune doamna Neghina, atunci când o femeie este etichetată cu diferite chestii, căsătorită, necăsătorită, copii, nu copii, ce a învățat, ce n-a învățat, câte studii, sunt multe, multe criterii. Când la un bărbat este ok, este în sacou și a venit și discută. Și pe toate le-ați trecut da. Și ați... Le-am trecut pe toate până acum, o să le trecem pe toate care urmează. Da, v-ați simțit vreodată că dacă ați fi fost în carne și în corp de bărbat, rezolvați niște lucruri mai repede și mai ușor? Întotdeauna am spus că dacă eram bărbat, măcar aveam un permis de tractor și nu mai ajungeam la bărbat. Aha, am înțeles. Deci aveți și necesitatea sau nevoie de a vă urca la volan și de a face ceva. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, le efectuează doar un singur, doar bărbatul. Atunci când e vorba de greutăți, e vorba de niște transporturi care le practică doar bărbați, practic uneori femeile nici nu cunosc așa tipuri de transport, ești nevoit să ajungi la serviciile lor. Din fericire avem acum femei mecanic, avem femei instalator, da, avem femei constructori, care au devenit avem mai feminine, femei practic în toate domeniile și atunci când, nu vreau să spun nimic, chiar nu etichetez pe nimeni, dar atunci când femeia răspunde de anumite părți a organizării, întotdeauna sunt făcute practic la 100%. Dar aveți copii? Până că nu. Aha. Deci nu vă întreb ce ar fi fost dacă femeia mamă în dumneavoastră prevalează sau ce faceți copii. Dar cred că o să reușiți în cazul în care. Sunt multe femei care au 3 copii la noi și sunt la posturi destul de înalte de conducere și reușesc. Avem chiar exemple și internaționale și naționale. Când vin chiar doamna primară Dănăz la Nord, a venit cu copilul la adunare. Copilul era bine mers într-o parte, dumneavoastră își făcea funcțiile care sunt atribuțiile în serviciu. Parlamentul European vin și alăptează în timpul ședințelor femeile. Copilul nu este un impediment de a-ți îndeplini dar funcțiile în serviciu. Dar este o problemă în societatea noastră că femeile, chiar ele însăși, interpretează greșit această emancipare. Și sunteți în localitatea dumneavoastră cumva de unele femei întrebată, dar de ce vă trebuie? Nu mai bine stăteai la cratiță? Întotdeauna apar, nu doar în sat, chiar orice activitate, că mai am alte activități, inclusiv serile sâmbătă, duminica, unde activez în alte, ca coordonator sau ca trainer. Întotdeauna sunt întrebată și probabil că aici doamna Neghina o să mă completeze că stereotipurile vin în primul rând de la femei și apoi deja continuă așa la este, bărbați da. Mai departe. Da, așa este. Femeile și le provoacă, nu știu de ce. Noi nu ne le provocăm, probabil este ceva ereditar care a fost pe parcursul anilor. Noi avem o istorie deja transmise din generație în generație, generație, generație unde mama învăța fiica să facă plăcinte și să facă curat în casă, dar tata lua bărbatul, băiatul și pleca la vânătoare, ți-a luat pescuit. Da, doamna Chircu, vreau să vă zic, și în publicitatea noastră avem o sumedenie de greșeli de tipul stereotipurile astea. Toată publicitatea noastră, de exemplu, ne arată că femeia trebuie să stea la cratiță sau femeia, nu arată invers, că femeia poate să conducă un automobil sau dar nu știu. Poate vrea să stea femeia și ea cu unde ți-a pe marul exact, da. Râului, care-i treaba? Păi și noi uneori suntem de vină că facem lucrurile astea toate ca să se întâmple. Nu ne-am învățat să luptăm cu aceste stereotipuri. Atunci când apare o doamnă ca doamna Neghina sau mai sunt, dumneavoastră are o armată întreagă de femei care luptă cu aceste stereotipuri, încet, încet o să dezbinăm noi rădăcina la acestea. Cum luptați, doamnă Zizov, cu toate stereotipurile astea? În primul rând, tot despre ce discutăm noi acum și inclusiv despre egalitatea de gen ține de educație. De asta este foarte important că în Republica Moldova educația de gen să fie la locul ei acolo și în sistemul educațional și în familie, peste tot. De ce este important acest lucru? Fiindcă nu este ok când o profesie este masculinizată sau feminizată. Deci nu este ok să trăim în extreme. Este foarte important ca să existe un echilibru și dacă o
fată vrea să fie inginer sau să fie tehnician sau să muncească într-un domeniu care este considerat masculin, să îi se permită acest lucru și să nu îi fie puse obstacole. Deoarece nu vorbim că obstacole sunt puse anume de bărbații din domeniu sau de altcineva. Este vorba de societate, este inclusiv familia care stă la temelie acestor lucruri. Uh-huh. Deoarece sau când un bărbat decide să fie croitor, uh-huh, sau să fie un bucătar șef sau să picteze sau să deseneze, nu știu, să facă activități care, uh-huh, sunt considerate feminine în mare parte, ce fac de obicei părinții? Din asta nu câștigi, asta, exact, nu este o profesie pentru tine, trebuie să mergi undeva unde masculinitatea ta va fi apreciată la justa valoare. Deci, dar apropo, asta... sunt foarte mulți băieți care în ziua de azi vor să devină croitori, bucătari și femei invers, care vor să devină șoferi sau... Exact, acesta și este aspectul. Drepturile fundamentale ale omului sunt despre faptul că eu să decid singură, singur, ce vreau să fac, ce profesie să îmbrățișez, unde să învăț, cum să lucrez și așa mai departe. Și dar noi când avem vorbim, un curriculum chestia asta în școli. Mi pare că nu se prea abordează. Din câte cunosc, se lucrează pe dimensiunea dată și inclusiv se fac și anumite analize a curriculei din perspectiva dimensiunii de gen. Okay. Așteptăm și noi să vedem care sunt rezultatele, deoarece, v-am spus, totul ține de educație. Și când ați întrebat despre stereotipuri și anume atitudinea inclusiv a femeilor față de alte femei care candidează, se spune foarte des că noi nu suntem solidare. De fapt, acest lucru, din punctul meu de vedere, nu prea este corect. Femeile au fost educate în așa fel încât să fie considerate inferioare de fiecare dată. Uh-huh. Deci tu nu poți face asta, tu trebuie să asta faci din familie, asta. Din... Exact, dar da, din familie, din tradiții. Și haideți să ne amintim de sufragete care au luptat pentru dreptul la vot. Deci asta este un drept fundamental. Când votezi, când ai dreptul să fii ales, aleasă, este foarte important să-ți manifesti și tu capacitățile, uh-huh, în calitate de lider, lideră. Dar ce părere aveți? 8 martie, pentru că au scos-o ca sărbătoare, este o... Dar nu știu dacă este oficial, se discuta, noi, la, se discuta guvern, la, la se discuta la guvern, de fapt... Da, discuție, chiar și această discuție a generat? Din punctul meu de vedere, 8 martie în general a fost sărbat iarăși stereotipizat. Deci femeile, de fapt, nu prea au nevoie de acele bomboane, flori, dar au nevoie de recunoașterea meritelor și capacităților. Uh-huh. În acest context, aș vedea această activitate drept una care trebuie să fie permanentă, să fie o pledoarie pentru drepturile noastre, pentru ca să fim salarizate egal, pentru ca să putem să ne bucurăm de aceleași drepturi în diferite domenii, chiar dacă lumea spune că da, nu sunteți discriminate, de unde ați luat-o? Există multe elemente ascunse care demonstrează viceversa. Exact. Dumneavoastră ați fost discriminată în momentul cât ați fost atât și în poliție și acum vreodată? Mă rog, poate nu direct abordarea discriminării, dar se simte, se resimte atunci când discriminarea se vede în ochi, în acțiuni, în fraze, în refuzuri așa bine, uh-huh, diplomatice. Dacă ați mers deja la pasul ăsta să deveniți primar, peste un mandat sau două, trei, depinde cât vă vor ține localnicii din sat aproape și vă vor dori acolo, vă vedeți cumva în politica mare și pe cine îl vedeți de la noi, din femeile politician, model pentru dumneavoastră? Întrebarea este foarte interesantă. Schimbările și urcușurile într-o carieră sunt ceva normal, este ceva sănătos. Întotdeauna probabil că nu există om care nu-și vede urcușurile pe una și să-și vadă meseria doar la apogeul în care este. Faptul că o să mai rămân primar, nu o să rămân, depinde de descentralizarea care urmează să fie, uh-huh, la nivel de satele mici. În momentul că pe cine văd în calitate de exemplu sau sunt foarte multe femei care muncesc în Republica Moldova, în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt femei care sunt cu dăruire, o parte sunt vizibile, dar din păcate cealaltă parte sunt încă în umbră, cu toate că muncesc foarte mult, se dăruiesc zi de zi. De ce ele rămân în umbră? Pentru că nu se dorește asta sau pentru că ele sunt totuși umbrite de bărbații din acel partid?
Suntem încă umbrite într-un fel sau altul, dar uneori nouă ne lipsește chiar dorința de a ne manifesta sau de a fi direct în față și de a primi, fiindcă cel care stă în față și este sus, acela primește întotdeauna ori laude, ori critică. Și poate cineva nu e pregătit pentru acea critică sau nu vrea să lupte cu aceste energii care vin direct spre tine și atunci rămâne în umbră și muncește bine, mersi. Vreau să vedem materialul pe care l-au pregătit colega mea Irina Ciobor. Am prezentat câteva fotografii, 4 fotografii de femeie deputat și 3 femeie business lady, femeie din domeniul afacerii. Să vedem oamenii cât de mult au reacționat, cât de bine sau rău au reacționat și pe care le-au recunoscut. Vă rog frumos, regia. Она сильная женщина? Я думаю, что да. У нее такой голос, вы знаете, пусть она спокойная, очень уравновешенная и такая она стабильная, знаете, как. А вот эту что-то. И эту видела, но не могу вам сказать. Тоже видела. Ну, я говорю, знаете, фамилии. Эту девочку тоже я видела, но не знаю, кто. Тоже не знаю. А это да, Зинаида Петровна. Гречанные. Но я вам скажу, как она как женщина, она как сильный бухгалтер, экономист. Ей равных нету. Валентина Бурига. Чинейте. Постминистрал Лунчи, Протекция Чалиш, фамилия. Дака, ну, маншел, есть о домна, которая фачит партию Фидин, партию коммунистов, сау факут партия. Дар, ну, коноск, сори. А, домна Ирина Блах? Din fericire sau din păcate, persoana în cauză este extrem de cunoscută datorită ultimului incident cu Bradul de Crăciun. Aceasta fiind epopeia orașului Chișinău, epopeia Bradului. Doamna Silvia Radu, primarul interimar. Doamna Silvia Radu. Este o femeie puternică în Republica Moldova? Eu nu pot să vă spun dacă este puternică, dar pare mi se că cât mă uit eu emisiunile în permanent sară, îmi pare cum ea, mă rog, își duce funcțiile ca primară a orașului, dar să vedem mai târziu cum s-a desfășurat, dar așa, până la moment, unica voce e foarte moale la dumneavoastră, trebuie să fii mai în ocul nostru, mă iertați. Spuneți-mi, de câte ori așa persoane apar în ediții sau spunem în... Astea sunt femeile cele mai puternice. Nu, da, iată aceasta, dar mă cunosc, Neda Griceană, da. Da, mi-e plăcută, da. Da, eu aș spune că da. Da, eu aș spune că da, totuși. Știți, mult face când o persoană care conduce careva partid sau are un post, să fie calmă, să fie, știți, așa, să gândească clar și vrea să spui, cum vrea să procedeze. Vă zic că nu face abuzuri, nu răcânești, nu țipă, niciodată n-am văzut-o. Sunt politicieni. O admirați pe doamna Grecia? Da, o admir, da, e plăcută femeia, da. Asta e mult face pentru orice politician, el să fie prima plăcut, să nu se respingă. Dacă îl respingi, sufletește, nici nu vrei să-l vezi, nu că să-l vezi, dar să mai atragi atenție și să-l mai susții în viitor. Ia că asta mult face. Nu pot să-mi amintesc cum îi zice. N-am văzut-o la televiziune. Nu-mi amintesc dacă îmi face toată festivitatea. Da, doamna Zinaida. O știm foarte bine. De mulți ani. Conducerea Republicii. Da, da, o vezi de bună calitate. Este o femeie puternică în viziunea dumneavoastră. Da, o femeie puternică. Materialul a fost realizat de colega mea Irina Ciobor și cameramanul Nina Antoseac. După cum ați văzut, din 15 persoane intervievate, pe locul 1 a ieșit Greceană Zinaida, pe locul 2 Silvia Radu, pe locul 3 Irina Vlah, pe locul 4 Valentina Buliga și pe locul 5 Bodnarenko Elena. Doar primele 5 le spun, pentru că celelalte, ce părere aveți? De ce unele de femei, vedere, cum este doamna Climoc, cum este doamna Frolov, nu sunt atât de văzute și nu, oamenii nu le recunosc? Femeia business, din business, ce se întâmplă? Că nu este mediatizată la posturi de televiziune, că nu sunt văzute, ce se întâmplă? Eu cred că despre asta ar trebui să discute cei care se ocupă anume de marketingul ăsta, politic, economic, să vadă într-adevăr de ce nu sunt atât de cunoscute pe piața din Republica Moldova și politică și de afaceri. Din punctul meu de vedere, este foarte important și perioada de timp de când persoana sau politiciana, politicianul sunt pe piață, da, din Republica Moldova.
Desigur că foarte mult contează și partidul din care faci parte, plus funcțiile pe care le-a ocupat. Deci sondajul pe care l-ați făcut dumneavoastră arată, evident, scoate în evidență anumite lucruri, în câte scandaluri a fost implicat o persoană sau nu. Deci, din păcate, în Moldova există o astfel de tendință ca să iasă în evidență persoanele care sunt implicate în anumite discuții, în anumite nu reglări de conturi, dar discuții așa mai aprinse. Și ați văzut reacția că asta este Silvia Radu, primară interimară, da? Sau este doamna Greceană, doamna Vlah, exact. Deci este foarte important apariția publică, da, persoanei, de câte ori, cum vorbește. Ați văzut că, iarăși, femeile, eu chiar mă bucurasem să aud că nu se vor agăța în nume de voce sau de altceva, dar ați observat. S-au agățat de voce. Ei, vocea cam, dar nu cred că asta ar trebui să conteze. Vocea, culoarea ochilor, părul, înălțimea, greutatea și așa mai departe. Indiferent dacă este bărbat sau femeie, trebuie să conteze, din punctul meu de vedere, profesionalismul, da? Cum abordez eu subiectul, cum vin eu și discut cu echipa, cum mă impun, ce program am eu pentru o anumită perioadă de activitate. Asta cred că este foarte important. Ceea ce am spus adineauri denotă un pic faptul că oamenii totuși iubesc mai mult să vadă diferite show-uri și să abordeze subiectele într-un fel, fiindcă sunt și femei lideri care s-au manifestat, care nu prea se cunosc de societatea noastră, dar într-adevăr, cum a spus și doamna Chircu și dumneavoastră, muncesc în umbră. Da, și fac lucruri mărețe. Fac lucruri bune, bune, deci importante pentru societate. Și asta cred că este cel mai important. Și până la urmă, alegătorul o să taxeze absolut toate. Credeți? Eu cred să sperăm. Da. Mie îmi pare că în Republica Moldova femeia s-ar descurca la multe posturi de conducere. De acord, nici nu se discută. Aici... Dar este, doamna Răducan, un subiect și nu știu, poate iarăși, poate este un stereotip sau poate este așa o percepție greșită. Dar când un bărbat este întrebat, uite, mâine vei fi numit într-o funcție și femeia în același moment este pusă în situația că, uite, mâine vei fi numită în această funcție, femeia o să zică, dar știți că trebuie să mă gândesc, fiindcă este o chestie foarte responsabilă, trebuie să văd cum delimitez responsabilitățile, trebuie dar să mă organizez. Bărbatul imediat. Bărbatul imediat vă spune, și poate da, nu vă face eu față. Sunt ok. Poate nu vă exact. Face față, dar femeia... Exact. Spuneți-mi, vă rog frumos, în Republica Moldova există apucături de misoginie în rândul bărbaților și mai ales acelora din funcții de conducere și dumneavoastră v-ați confruntat cu așa ceva? Cu apucăturile de misoginie probabil trebuie să se ocupe medicii specialiști, fiindcă asta este o boală foarte puternică și complicată pentru societate. Dar criteriile acestea sunt, mă rog, acesta e un cuvânt foarte puternic pentru mine, care eu nu aș vrea să... Păi bine, ură față de femeie, atunci când vă văd... Da, este, poate nu ură, fiindcă bărbatul întotdeauna a iubit femeia, nu poate trăi bărbatul fără femeie. Noi trebuie să recunoaștem că femeia este oricum ceva pe care bărbatul întotdeauna să o vanitezi și să o pui la nivel de idol. Dar atunci când poate este un fel de invidie, concurență, chiar am auzit momentul ăsta din partea bărbaților că este o frică, măi, degrabă o să ne înlocuiți practic în toate cele, adică vreți toate funcțiile. Păi, bărbații au devenit mai fricoși la capitolul ăsta? Mai fricoși la capitolul ăsta că femeia e din ce în ce mai puternică. Și din motivul acesta ei devin mai amorfi și mai amorfi sau tot noi? Este ca atunci când strângi un animal într-un colț și îl trebuie să muști. Așa se simte probabil și bărbații, fiindcă noi vrem din ce în ce suntem mai multe, dacă observăm chiar la volan. Stai la semafor, sunt 70% femei la volan. Femeile reușesc nu, să ducă copiii la grădiniță. Chiar nu de mult am avut o emisiune cu un reprezentant de la Inspectoratul Național de Patrulaj și a zis că nu e adevărat, sunt vreo 20%. Când eu i-am reproșat și am zis că nu, eu văd mai multe femei la volan. În oraș sunt foarte multe. Probabil că în spațiul urban e mai puțin, în celelalte, în orice caz în oraș sunt foarte multe femei. Femeile reușește și copiii să ocupe și seara să controleze cine ce mănâncă, la serviciu și să facă atribuțiile, competențe să le îndeplinească, să reușească să bea o cafea cu o prietenă, să reușească să se ducă la piață, să facă shopping.
absolut toate cele. Pe când un bărbat, el le iubește pe toate calm, încet, una după alta, și atunci când femeia le reușește cu 3-4 la telefon, nu în zadar să fac glume, că stăm la semafor, vopsim buzele, ne uităm dacă da, este verde roșu și vorbim și... De ce? Și bărbatul probabil apare chestia de misoginism atunci când este o frică că cineva te înlocuiește. Dar sunteți de acord cu mine că în Republica Moldova ar fi necesar, este o perioadă așa, nu știu cum, după părerea mea, ca să vină în funcție de conducere mai multe femei? Probabil că da. Aș spune că nu mai mult, mai multe, dar să fie nou un procentaj egal. Ca să vedem ce aici se cu egalitatea apare altceva. De ce nu mai puține, de ce nu mai multe? Și aici e o discriminare, dacă de ce 50 la 50. Vreau să întreb regia dacă mai am timpul, 1 minut 30, că mai este un material și dacă după aia ne luăm la revedere cu telespectatorii. 1 minut 30 de secunde, nu avem sau avem să punem pe post? Bine, mai puneți pe post materialul următor și după aia ne luăm la revedere. Are o influență în conducerea țării o femeie? Desigur, dar a fost, este Angela Merkel în Germania. Nu este o influență, nu este o persoană, nu în țara ei, dar întreaga Europa, poate și întreaga lume are o influență. La noi e format în societate un stereotip. Un stereotip care crede că femeia trebuie să stea acasă la bucătărie, însă de fapt trăim în secolul 21 în care femeia are aceleași drepturi, aceleași oportunități și aceleași posibilități ca și bărbații. Опытная женщина это, ну вы сами понимаете, это и хозяйка, и дом, и семья, и государство в целостности. Bărbatul mai puternic, dar femeia conduce totuși mai bine ca un bărbat. Женщина действительно больше, больше поймет. Женщина более такая рассудительная. Она думает о воспитании детей, о будущности. Должно быть большое общество, но у нас очень мало женщин принимают участие. Зинаида Гречана, она тоже сильная женщина. Я с удовольствием бы, чтобы она была. Честно, когда они были... Все было, мне кажется, все нормально. Она сильная, да, как Маргарет Тэтчер. Зинаида еще и умная. Femeia, știți cum bărbatul vede totul real, dar ea presupune și partea pozitivă și partea negativă și cred că o femeie merită să fie în fruntea unei conduceri pentru că ea ar vedea soluțiile mai bune pentru rezolvarea problemelor. Da, doamna Zizov, din tot ceea ce am văzut aici la ecran și din toate studiile pe care le-ați organizat, ce puteți spune? Ca o generalizare așa. Deci, ceea ce fac acum este că merg în sate și discut cu femeile din mediul rural despre provocările care se confruntă. Primul lucru, trebuie să discutăm cât mai mult despre ceea ce ne deranjează pe noi și să ne implicăm în soluționarea acestor subiecte. Doi, să fim implicate și să fim curajoase și să candidăm pentru toate funcțiile posibile, deoarece asta este important. Dacă nu ne implicăm noi în anumite procese, nu se întâmplă nimic. Și în cazul în care femeile decid să candideze, neapărat să treacă și prin instruire, să discute și cu femei lidere, să învețe de la ele, fiindcă asta este foarte important, să aibă susținerea celor din jur și, desigur, susținerea familiei. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Înțeleg că mai avem la această temă de discutat mult, dar organizăm și alte emisiuni. Doamna Chircu, vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp, pentru că drumul a fost lung și cred că și înapoi vă doresc un drum bun. Și dumneavoastră mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici punem punct. Vă aștept marți și vineri la 19:00 la o altă ediție a emisiunii Noi despre Noi.